când am fost, ați avut ocazia să ascultați concertul dirijat de Maestru Ciolan? Da. Când asta? În 1962 am fost la unul dintre concertele care conțineau integrala simfoniilor de Beethoven, la Simfonia 5-a și a 8-a. Așa. După aia, în toamnă, tot în 62, am fost la Simfonia 9 cu concursul Corului Filarmonicii din București. Filarmonica nu avea cor. Așa. După aia am fost în 1965. Nu, 1900, ba da, 1965 în iarnă am fost la un concert Mozart Haydn, în care a dirijat tot el, dar a fost solist un fost elev a doamnei Ciolan, a soției, Sas Tiberiu. Săruna Muncean. Așa, am fost în 1965 la deschiderea toamnei muzicale clujene, prima ediție. Ce impresie v-a dat la toate aceste concerte? Puteți compara cu un dirijor din zilele noastre? Era un om, nu mai mi-aduc aminte cum era. Era un om stilist, dădea stilul care lucră, dar cred că n-am terminat să mai... Așa, ultimul concert, vrei să spun la care am fost? Da. 1967, în închiderea de stagiune, Sinfonia 1-a și a 4-a de Brahms. Așa, da. Ce vă amintiți de maniera de dirijat, de stilul de conducere? Dădea stilul fiecare lucrări, un sunet specific orchestre care a rămas, l-a transmis și la Emil Simon și la Berger, deși pentru că deja timp repede și era la vârsta, chiar dacă nu mai era precizia de odinioară dirija repede, dar dădea o amprentă stilistică extraordinară. Abordați lași repertoriu din... Era preferat anumite stiluri, anumite genuri? Genul simfonic, în general, dirija, a dirijat și... Eu l-am auzit în 55 cu Sorita I-a de Enescu, așa, și Rapsodia I-a, și Rapsodia II-a. L-am auzit pe urmă Simfonia 1-a de Enescu la Festivalul Enescu în 1967. Am mai auzit odată în 62 dansul de Teodor Rogalski. No. Deci, stil românesc, rusesc, nu mai spun că în 67, asta am auzit la televizor, că n-am fost în Cluj atunci, și aici la Cluj și la București, a dirijat Sinfonia 5-a de Tchaikovsky și concertul pentru vioară de Tchaikovsky.